Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Așa. Cu un apel de angajare la Târgu Jiu, nu știați, există un bazin de not acoperit. Foarte frumos. Da, foarte frumos, într-adevăr e frumos. Are o structură de asta de lemn, așa, semicirculară, un acoperit. E foarte mișto. 2 milioane de euro a costat, stă nefolosit de aproape jumătate de an. I-au tras țeapă cu apă? Băi, are și apă. Asta e minune. Stă plin degeaba pentru că lipsesc salvamari. Deci nu se găsesc salvamari la Târgu Jiu. Da. Asta e, deci facem un apel. Serios, acum, care te știi mai salvamar așa? Dă un semn la primăria din Târgu Jiu, orașul e frumos, poate că, uite, te angajezi acolo cu salariu bun. Eu m-aș băga dacă sare în apă, fac valuri de la mari. Tu dacă sari în apă, adormi. Cât de greu poate să fie, adică, da. Totuși, salvamar, valurile nu sunt prea mari. Nu e chiar așa periculos, nici distanțele nu sunt prea lungi, de notat la o adică dacă se pune problema. Cred că un salvamar adevărat nu ia niciodată job de ăsta la piscină. De ce să nu? Păi, dar iarna ce face, mă, băiatul? N-ai activitate. E plictisitor. Adică băi, acum serios vorbim. Cu adrenalina, cu... Serios vorbind, e o chestie foarte importantă, mai ales la bazinele pentru copii, că înțeleg că aici o să vină mulți copii și e foarte important pentru că pe o notă, adică să nu înțeleagă cineva că demonetizăm activitatea asta, e foarte serioasă. Necu este o moarte tăcută. Asta... Ce, am devenit prea serios, nu? Da, nu, da. Și nu numai că e prea serios, dar nu, tu ai fost la vreo piscină cu salvamar, că n-am fost în viața mea. Nu m-am uitat bazin, după piscină, ei, bazin, e bine să fie. Bazin sportiv, că ăsta e bazin sportiv, bazin nu sportiv, e piscină. Da, e un bazin sportiv. La bazin se ocupă instructorul să îi supravegheze pe copii. Păi nu știu, e al primăriei, nu e privat, nu știu, habar n-am. Asta e regula, trebuie salvamar. La Târgu Jiu trebuie salvamar. Asta este, într-adevăr, este un bazin, e semiolimpic, 25 de metri lungime, 12,5 metri lățime. Oricum, multe emoții în oraș. Apropo de noua investiție, am văzut un corespondent local de televiziune care a fost luat de val luri din bazinului, cum ar veni, a anunțat pe postul lui național că, și citez, bazinul are o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, ceea ce e adevărat, 25 ori 12, da, da. Iar aici pot înnota în același timp 65 de persoane. Deci 65 de persoane, fără colace. Da, îmi imaginez că dacă își pun și colace, nu intră. Și dacă fac trenulețul sau cum? Păi asta... Deci, 65 de persoane, cred că domnișoara reporteri își imaginează că bazinul e un fel de cadă mai mare. În care se stă? E ca aia cu bâlciul de la Argeș, cu să stăm cât mai înghemuiți. Înghemuiți, da. Cât mai mulți. Deci, domnișoară, nu pot să înnoate 65 de persoane decât vorba lui Zav, dacă fac trenule după culoare. Ies 5 culoare la 12 metri și jumătate, cam atâta e tot. Și, mă rog, pe un culoare, dacă sunt mai mult de două persoane, e foarte neconfortabil. Dar la ce lungime are, cred că... 25 de metri. Cred că sub. Sari în apă... O ce mult, bă? Nu, sunt, nu, spun, nu, sunt 5 culoare. Dacă împarți 12... Culoare are 2 metri și ceva lățime? Da. Păi trebuie să poți să întinzi mâinile la braț și la fluture. L-am pus la 1,5 metri și de asta am scris. Auzi, deci tu înnoți cu mâinile pe lângă corp? Să știi. El înnoată delfin. Eu mă duc torpilă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.